În această perioadă anului sunt des întâlnite rinitele alergice, care pot fi confundate de multe ori cu răcelile, iar medicii avertizează un nou tip de astm apărut din cauza schimbărilor climatice. Răceala și rinita alergică au câteva simptome asemănătoare, dar se tratează diferit. Acestea se manifestă cu un astm fundat, strănut, secreții nazale și uneori tuse. Când ne gândim la rinita alergică, trebuie să luăm în calcul și periodicitatea ei. Respectiv, există o sezonalitate în apariția și durata simptomelor. De cele mai multe ori, nu se rezumă la doar câteva zile. Uneori, simptomatologia se întinde pe parcursul a câtorva săptămâni. De asemenea, asociază adeseori simptome sugestive pentru conjunctivita alergică. Asistăm la un număr destul de mare de persoane care suferă de rinită alergică în această perioadă a anului. Cu precădere în această lună, asistăm la un vortex de alergeni de exterior. Se află în circulație acum polenurile de gramine, respectiv iarba de gazon. Totodată, acesta a avertizat că din cauza schimbărilor climatice este prezent și astmul furtunilor. Prin schimbarea de climă, aceasta face să apară așa numitul astm al furtunilor, moment în care vârtejul le ridică alergenele în atmosferă, se sparg, apar particule foarte mici care pot penetra adânc în căile respiratorii și pot produce obstrucții bronșice. Specialiștii vă recomandă să purtați mască chiar dacă aceasta nu mai e la modă, relatează Antena 3.ro.